pot să spun că ideea noastră de aici a pornit. Nici nu aveam încorporată compania înainte să fim în Black Sea Climb Accelerator. Și cu acel grant de început a fost exact ce ne-a trebuit ca să dăm, să pornim scânteia. Acel minim MVP cu care am mers către piață. Cel mai mult ne-au ajutat discuțiile cu mentorii, deoarece am avut ocazia să expunem business-ul nostru unor specialiști și să primim sfaturi specifice pentru business-ul și nișa noastră. The good news is that we do have an ecosystem and this ecosystem is growing and it is built on cooperation, which I believe is the only way that we can go forward and we can build something that will last and help us. Aș recomanda altui founder trei motive principale să se înscrie în Black Sea Climb Accelerator. Primul este nivelul de cunoștințe pe care o să-l obții în cadrul acceleratorului, pentru că interacționezi și cu founderii și cu experții din domeniu. Al doilea, super comunitate, super oameni, chiar ne-am distrat la workshop-urile online. Și al treilea, pentru că faci niște conexiuni foarte bune cu companiile care sponsorizează programul. And we are ready to support and we are ready to participate and to partner with startups in order to implement this innovation. Plecând de la aceste nevoi ale lor, construim experiențe care să-i ajute. Vorbim cu experți care pot să-i ajute pe temele pe care au nevoie, aducem consultanți care să lucreze cu ei și să le ofere sesiuni de consultanță pe ceea ce au nevoie și, cum deja știm aici la Impact Hub, cea mai importantă resursă pe care o aducem sunt mentorii care îi ajută să-și dezvolte ideile de business. Vrem să începem partea de expansiune internațională, nu vrem să pierdem timp, considerăm că soluția noastră este foarte oportună în acest moment. Acele brainstorming-uri m-au făcut să privesc modelul nostru de business dintr-o altă perspectivă. CNX pentru Savables în 2023, în primul quarter al anului 2023 o să lansăm aplicația mobilă, să ne extindem în Oradea, Cluj, Iași, după care în București, iar la final de an să ridicăm o următoare rundă de investiții.